Bun găsit, sunt Cătălin Gora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Beție încheiată tragică într-un sat din raionul Rășcani. Un bărbat de 32 de ani a murit după ce amicii de pahar l-ar fi bătut și i-ar fi dat foc. Cei doi suspecți au fost reținuți, anunță poliția. La 17 octombrie, în jurul orei 2:40, poliția din Rășcani a fost sesizată de către un bărbat cu privire la descoperirea cadavrului unui consătean care prezenta semne evidente de moarte violentă. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit identitatea victimei, un bărbat de 32 de ani din satul Mihăileni, raionul Rășcani. În urma cercetărilor preliminare s-a constatat că victima se afla într-o vizită la un consătean, unde se mai afla și cumnatul ultimului. În timpul consumului de băuturi alcoolice, între cei trei a izbucnit un conflict care a denigrat într-o bătaie în curtea casei. Potrivit poliției, când au văzut că bărbatul nu mai respira, suspecții au dat foc cadavrului. Bănuiții cu vârstele de 36 și 41 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind cercetați de omor intenționat. O autocisternă cu gaz lichifiat s-a ciocnit violent cu un microbuz la Iedineț. În urma impactului, două persoane au ajuns la spital. Accidentul s-a produs aseară în apropierea satului Brătușeni. Șoferul camionului care transporta gaz lichefiat a refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Cum s-a întâmplat? Dridete într-o parte și băi, cum s-a întâmplat? Stai o leac, a venit de ghe poliția la fața locului. Aveți o leac de soveste și simți omenesc în voi. Noi facem lucru. Voi vă faceți lucru, care lucru vă faceți? Șoferul microbuzului și pasagerul acestuia au fost preluați de două ambulanțe și transportați la spital. Pacienții? Și cât sunt? Doi pacienți sunt. E relativ gravă. Potrivit datelor preliminare ale poliției, vinovată producerea accidentului ar fi șoferul camionului cu cisternă, care ar fi ieșit pe contrasens. Preliminar, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 49 de ani, aflat la volanul unui camion de model Volvo cu cisternă, a pierdut controlul vehiculului, intersectând banda cu sens opus și s-a tamponat frontal cu un autovehicul de model Mercedes, ce era condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani. Ca rezultat, microbusul s-a răsturnat pe acostament. Șoferii au fost testați la alcoolemie, iar rezultatele au arătat că aceștia nu se aflau în stare de ebrietate. Polițiștii din Iedineț continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier. Un accident violent s-a produs și la Ialoveni. Un Volkswagen a fost grav avariat după ce a fost lovit cu putere de un camion. Accidentul s-a produs în apropierea localității Puhoi. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un autocamion de model MAN, condus de un bărbat de 41 de ani, s-ar fi tamponat lateral cu un autoturism de model Volkswagen, condus de un bărbat de 34 de ani. Urmarea impactului, nicio persoană nu a avut de suferit. Ambii conducătorii auto au fost testați alcool scopic, iar rezultatul a arătat că aceștia nu se aflau în stare de ebrietate. Cazul este înregistrat și documentat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Dosarul magistratului Oleg Melniciuc, cercetat pentru hărțuire sexuală, a fost trimis în judecată. Procurorii anunță că au încheiat ancheta penală după ce au primit acordul CSM-ului. Judecătorul este învinuit că ar fi făcut avansuri cu caracter sexual unei studente care se afla la stagiu de practică. Dacă va fi găsit vinovat, judecătorul riscă amendă de până la 32.500 de lei, ori chiar închisoare de până la 2 ani. Contactat de TV8, Melniciuc a declarat că este nevinovat. Potrivit învinuirii înaintate de procurorii din cadrul Procuraturii Generale, în perioada februarie-aprilie 2022, acuzatul, activând în calitate de judecător, profitând de statutul său și de poziția de conducător al stagiului de practică desfășurat de către o elevă în vârstă de 19 ani, cu scopul de a o determina la acțiuni nedorite cu caracter sexual, a ademenit-o de mai multe ori în biroul său de serviciu. În aceste împrejurări, învinuitul a manifestat un comportament fizic și verbal. Anchetatorii susțin că după cele întâmplate, fata s-a plâns directoarei colegiului la care studia, iar aceasta a sesizat procuratura. Astfel, procurorul general interimar de atunci, Dumitru Robu, a cerut CSM-ului pornirea urmăririi penale în privința lui Melniciuc. Solicitarea însă a fost respinsă, iar la data de 12 octombrie, Curtea de Apel a anulat hotărârea CSM din 27 mai 2022.
Atunci Melniciuc a declarat pentru TV8 că respinge toate acuzațiile. Ulterior, la începutul lunii aprilie acestui an, procurorul general interimar Ion Munteanu a obținut totuși acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale în privința lui Melniciuc, iar acum dosarul a fost trimis în instanță. Judecătorul a fost acuzat că a comis infracțiunea prevăzută de articolul 173 din Codul Penal, hărțuirea sexuală, adică manifestarea unui comportament fizic, verbal și non-verbal, care lezează demnitatea persoanei și creează o atmosferă neplăcută, degradantă și umilitoare, cu scopul de a o determina la raporturi sexuale, săvârșită prin constrângere. Anterior, magistratul a negat toate acuzațiile, declarând că este vorba de o răzbunare pusă la cale de persoane influente, nemulțumite de decizia pe care ar fi luat-o în privința lor, fără însă să dea nume. Contactat de TV8 și astăzi judecătorul a declarat că este nevinovat. Niciun comentariu. Veți merge în judecată, veți lua avocat, vă veți apăra. Anterior ați declarat că sunteți nevinovat. Păi da. Și judecătorul a mai avut probleme cu legea. În 2021 a fost condamnat de prima instanță la 7 ani de închisoare cu executarea pentru îmbogățire ilicită. Dosarul este examinat de mai bine de 2 ani la Curtea de Apel Chișinău. Totodată, în octombrie 2023, judecătoria Chișinău a decis acordarea unei despăgubiri morale în valoare de 500.000 de lei lui Melniciuc, pentru că acesta ar fi fost învinuit pe nedrept într-un dosar penal deschis în 2017 pentru trafic de influență. Procurorii l-au învinuit atunci de luare de mită în valoare de 100.000 de lei. Și-a umplut mașina cu țigări și a încercat să ajungă cu ele în România, însă planurile au fost date peste cap la vamă. Un tânăr în vârstă de 22 de ani a avut de dat explicații oamenilor legii. Incidentul a avut loc la data de 16 octombrie 2024 în punctul de trecere a frontierei de stat Lipcan-Rădăuți-Prut. Tânărul a comunicat că transportă doar bunuri personale. În cadrul operațiunii comune Trident, echipa formată din polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport. În urma verificărilor, au fost descoperite 6.000 de țigarete de marca Ritm cu timbrul de acciz al Republicii Moldova camuflate în 2 cutii de carton, acoperite cu ardei roșu. În rezultat, marfa a fost luată pentru confiscare, iar tânărul riscă să fie sancționat contravențional. Cazul este în curs de documentare de către Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Droguri de aproape 400.000 de lei scoase din circuit. Poliția a încătușat 3 bărbați suspectați că ar face parte dintr-un grup criminal organizat specializat în comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope pe teritoriul raioanelor de nord ale țării. Polițiștii au stabilit că aceștia comercializau droguri atât de la domiciliu cât și prin intermediul ascunzișurilor, unde erau implicate persoane terțe în baza unor înțelegeri prealabile. La perchezițiile efectuate în locuințele suspecților, polițiștii au ridicat mai multe plante de cânepă, o cantitate semnificativă de masă vegetală mărunțită asemănătoare cu marihuana și diverse utilaje artizanale destinate consumului de droguri. Valoarea totală a substanțelor confiscate se ridică la aproximativ 400.000 de lei. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru circulația ilegală a drogurilor. Potrivit legii penale, bănuiții riscă închisoare de la 3 la 7 ani. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!